Atunci lasă. Învățam pe copii o cântare. Omul este ca vaporul, lui trebuie ajutorul. Și acum am ajuns și eu la asta. Slăvit să fie Domnul Iisus! Frați sfinți în Domnul Iisus, mă bucur că bunul Dumnezeu ne-a înfrățit prin sângele scump de care s-a vorbit și până aici. Și vreau să spun că ne-a înfrățit și cu Domnul Iisus. Nu numai între noi. Ne-a înfrățit și cu Domnul Iisus. Pavel Apostolul ne dădea o îndemnare. Călcați pe urmele mele. Dar era așa de sigur că el calcă drept. Și spunea în continuare, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Ce lucru mare! Și ce sigur era Sfântul Apostol Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Hai să luăm un pic urmele lui Hristos, că ne izbim de ceva foarte interesant în Apocalipsa, ca și peste tot, cum de exemplu capitolul 5 din a doua Corinteni, Pavel Apostolul începe, noi știm, dar chiar știm? Și să știți, cu toată neștiința pe care noi o avem, știm mai multe decât cei învățați. Cu toată neștiința care se poate constata la mine, la altul, la altul, dintre frați, surori, tineri, bătrâni, totuși noi știm mai mult decât filozofii lumii. Pentru că ceea ce știm noi ne duce la viața veșnică. Și ceea ce filozofiază unii alții nu folosește în viața viitoare la nimic. Și atunci Pavel spunea, noi știm ce nu pot crede oamenii, că dacă se desface casa asta a cortului nostru trupesc, avem în cer la Dumnezeu o casă care e veșnică. Glorie Domnului! Și își continuă el mesajul până la versetul 10. Dar la versetul 10 ne spune toți, și ăștia care știu și aia care nu știu, și penticostalii și baptiștii, și cei ce cred Biblia și se botează și calcă pe urmele lui Iisus, și cei ce nu cred Biblia și nu se botează, nu calcă pe urmele lui Iisus. Toți trebuie să ne prezentăm. Nu scapă nimeni, toți. Că-i mahomedan, că-i mormon, că-i penticostal, că-i catolic, toți trebuie să ne prezentăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când? Când?
când trăia în trup. Băi, da, atâți cunoscuți de-a noștri, mai înzâliți ca noi, au murit în țărână. Și noi urmăm, și noi vom muri, și noi vom fi îngropați dacă nu vine Domnul mai repede. Și atunci cine răspunde? Că toți trebuie să ne dăm socoata acolo și toți vom fi judecați după faptele noastre. Cine e acela? Atâta dezbatere filosofică și teologică ca să găsească cine e acela. Am fost la o mormântare în județul Hunedoara și pastorul de județ a zilei de atunci, eu am vorbit de existența sufletului după moarte la mormântarea respectivă. Știi ce m-a certat? Era pastor pe două județe. Mai să nu mai vorbești tu, sufletul nu este. Sufletul e o mită a popilor, după el mâncă ei bani și prescuri și părăstasă. Dar nu este niciun suflet. Era mai bătrân ca mine și cu multă autoritate el și pe linie de cult, dar și în celelalte. N-am vrut să zic nimic, de-abia mă aștepta să ne despărțim. Vedeți? Într-un alt județ, județul Alba, particip la o altă mormântare, că frații mă tot chemau așa. Și acolo era alt pastor de județ. Și acolo vorbesc la fel de răsplătiri și de învierea din morți. Când plecăm pe drum către cimitir, zice, frate Hozan, hai un pic să ne depărtăm de coloană, vreau să spun ceva, grăbește un pic pasul și ne ducem cât de aici până în peretele ăla. Frate Hozan, te invidiez. Pe mine, mă? O, cu ce, mă? Eu nu mi-am schimbat vorba, eu vorbesc tot țărănește. Eu nu mi-am schimbat asta, ce poți tu, ce să invidiez? Eu la tine am, ce mă, tu ți-ai fuit limba, tu ai făcut școală, tu ai venit cu idei și mă rog. Nu, eu te invidiez. Dar de ce? Ai vorbit de învierea din morți? De aproape m-a făcut să cred. Doamne Iisuse Hristoase! De aceea Pavel Apostolul a zis, noi știm. Și ce știm noi, noi știm cu adevărat. Iisus Hristos a venit din slavă, a luat o cară asupra Lui și ca să-și bată joc de El, l-au dezbrăcat gol și l-au atârnat pe lemn. Dar spune Pavel la evrei, El a disprețuit rușinea. L-au făcut de rușine. De aceea și femeile și toți stătea departe și se uita. Am văzut în Aman, în Iordania, poze cu Iisus răstignit gol. Și multe din astea. Dar se poate adică întâmpla exact după cuvântul pe care l-a spus Sfântul Apostol. El a disprețuit
rușinea. Ca să ne ducă pe noi, cei vrednici de rușine, la slavă, glorie Lui. În felul acesta, frații de până ce au vorbit așa de minunat și fratele Mihăilă s-a legat mereu de cuvântul Tatăl nostru. Ori o fi greu să citim cuvântul acesta din Matei 6, Tatăl nostru. Hai să ne ridicăm și frate Pavel, hai citește-l tu ca să nu mă uit eu cu binoclul meu. Tare și rar. Matei 6. Matei 6, ok, cu 7. Începând cu versetul 7. Sau să mergem, nu, mergem cu versetul 9. Așa. Ok. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Haideți ne rugăm împreună. Ok? Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precând și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dar n-ai gătat. Ok. Dacă iertați oamenilor greșelilor lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați oamenilor greșelilor lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Mulțumim! Ocupați locul. Copiii mei îmi zic mie ticule. După copiii mei, mulți pe care eu i-am educat, pentru care m-am rugat și pentru unii pe care i-am ordinat și pe alții educați de mine, eu ordinat alții, dar mulți din ăștia, după copiii mei, îmi zic și mie ticule. Și a venit la noi Cornel Miclea din Huiedin, nepot de-a meu, dar când a auzit pe Bălulescu că îmi zice ticule, știi ce s-o nervat ăla? Păi ce ești tatăl ăsta? Ce? Mă, el a crescut lângă mine, e tinerel, pe săptămână și două și trei nopți, numai la două, la trei pleca acasă. Tot întreba și tot așa, dar slavă Domnului că a făcut succes. Și anul ăsta de trei ori am petrecut împreună până pe la două noaptea. Dar el m-a depășit mult. Și el prin mine vă transmite harul, pacea și binecuvântarea Domnului și vă salută cu Psalmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului. Așa să facă Domnul. Ce vreau să spun? Trebuie să fie o relație. În cazul celor mulți care îmi zic mie ticule în afară de copiii mei, există o relație spirituală. Pe copii natural îi ții în brață, îi crești, cum era pe vremuri, nu era bibiroane și din astea. Mama
luau un nez de mălai, de pâine rar, rar, rar care avea și cu un pic de zahăr și o mesteca în gură și o punea într-un tifon și făcea așa ca o suzetă și băga la copil în gură ca să tacă. Și apoi când mânca cea mai bună mâncare, cea mai gustoasă după ce o mesteca bună, bine, o lua din gură și o băga la copil. Și așa-i crescut tu mare. Măriți să fie Domnul. Să merită să-i zici tată și mamă, nu? Te-a născut, te-a purtat cu atâta grijă, cu atâta durere până la naștere. Și după aia atâtea nopți nedormite și câte din astea merită să-i zici tată și mamă. Dar la Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos s-a izbit de o întrebare crucială din partea apostolilor. Apostolii întâlne pe apostolii lui Ioan și Ioan pe apostol i-a învățat să zic o rugăciune. Nu ne este scrisă. Probabil că în har nu era de folos. Nu ne este scrisă. Dar ei erau învățați cum să se roage. Și acum vin ei la Domnul Iisus, învățătorule, învață-ne și pe noi să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și Domnul Iisus Hristos repetă ce am repetat noi, adică spune atunci ce am repetat noi, și trimite dintr-o dată cu gândul la locurile prea înalte, unde-i scaunul de domnia lui Dumnezeu Tatăl. Și le spune să rostească pentru ei, pentru ucenici, să potrivea. Tatăl nostru! Dar eu mă întreb, cât zic astăzi Tatăl nostru, sunt ei copiii al lui Dumnezeu? Atâția oameni zic Tatăl nostru în biserică, alții zic și acasă. Am întâlnit persoană care și la mâncare zicea Tatăl nostru și când vroia să mânce și când găta de mâncat, zicea Tatăl nostru. Dar când ieșea afară, un animal sau un alt om, dacă îi făcea ceva neplăcut, înjura de toți sfinții și înjura de Dumnezeu și înjura de câte vroia el. Era asta fiul al lui Dumnezeu? Dar zicea Tatăl nostru. Deci v-am spus, faptul că copiii mei naturali îmi zic mie tată, au dreptul. Faptul că ceilalți după ei îmi zic așa, au și ei dreptul că eu i-am educat, i-am crescut, m-am ocupat de ei. Dar ceilalți care nici nu mă cunosc, au auzit de numele meu, ăia n-au drept să-mi zică mie tată. Tot așa, omul care nu m-a auzit că există Dumnezeu, dar el nici nu crede, nu știe sigur, dar și vorbește împotrivă și face toate relele, n-are drept să zică tată. Iisus i-a învățat pe ucenici să zică tată, fiindcă Iisus i-a considerat pe ucenici frații lui. Când a înviat din morți, a spus lui Maria Magdalena, du-te și spune fraților mei, nu fraților de trup, măcar că și ei acum deveniseră creștini.
că înainte era fiul lui Maria, dar nu credea în Iisus, nu erau creștini. Vezi? Cum biserica adventistă și martorii lui Jehova, ei nu sunt creștini. Martorii lui Jehova nici la căsele de adunare nu le zice biserică, fiindcă ei nu sunt creștini. Acum au început să vorbească de Iisus, dar mai înainte ei nu credeau în Iisus că-i Fiul lui Dumnezeu și nu credeau că-i Mântuitor. Ei pe Iisus îl țineau așa ca mahomedanii. Un înger a toate văzătorii, zicea ei. Și tot așa și congregația adventiștilor de ziua șaptea. În anii după Revoluție, în primul an m-am mutat la Sibiu și a venit un adventist și mi-a dat un calendar. Și pe calendarul lor era scris că nimeni nu poate face parte din cei 144.000, n-a putut face parte, până în anul 1800, nu știu cât, când un asociat al lui Ellen White a descoperit că trebuie să se țină sâmbăta. Adică ei anula și apostolii nu puteau fi mântuiți, că nu știau să ție sâmbăta. Totodată ei spunea că botezul trebuie să fie întrebat nu dacă crezi în Iisus, ci dacă crezi în prorociile lui Oain. Ei, de atunci și până acum lucrurile s-au corectat mult și ei cred acum în Iisus. Martorii lui Jehova, unii cred, unii nu cred nici acum în Iisus. Noi credem în Iisus. Credința în Iisus pe noi ne-a nobilat. Dintr-un fel de oameni egal cu animalele ne-a făcut copii al lui Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului. Și El a zis că El e frate cu noi. Și în Evrei, cum mai accentuam și data trecută, în 2:11 ne scrie clar, lui noi este rușine să ne numească frați, dar noi trebuie să călcăm pe urmele lui. Venirea lui în lume a deschis un dosar, o carte, și toate viețile lui Iisus au fost scrise în cartea aia, toate zilele vieții lui Iisus sunt scrise în cartea aia. Și oricine trăiește cum a trăit Iisus, e scris în cartea aia. Și când judecata se va face și se vor deschide multe cărți, ne-nchipu eu o carte a curvarilor. Și atunci se va citi, măi, scris numele lui acolo, numele ei. Da, e scris. O carte a celor ce fură, e scris numele lui acolo. E scris. O carte a celor ce ține mânie, e scris numele lui acolo, e scris. O altă carte a celor ce se bat, ce nu se pot împăca, ce nu își împacă vrăjmașii, numai și agită, e scris numele lui acolo, e scris. Dar după ce vei fi găsit în zeci de locuri și cărți, că și tu ai făcut faptele alea, la urmă se va deschide o altă carte. Și cartea asta e cartea vieții mielului. Așa că dacă ai trăit 80 de ani și n-ai fost scris în cartea vieții mielului și ai murit, orice-i fi făcut, tu nu poți să intri în împărăție cu Iisus. Dar dacă la 80 de ani calci pe urmele lui Iisus, prima urma lui Iisus scrisă a fost că El ține sărbătorile biblice.
Tu le ții sau nu le ții? El mereu la praznic. A doua, care e scrisă, el era ascultător de părinți și iubea părinții. Tu cum ești la asta? O altă urmă, el de tânăr, la 12 ani, cunoștea scripturile și se întreținea cu cei învățați. Tu câți ani ai? Știi scripturile, le citești, îți place de ele. Copilul tău de 12 ani îl poți pune să țină o oră de rugăciune. Sau tu îi dai pace, crește ca buruiana. Dragii mei, noi trebuie să mergem pe urmele lui Iisus. A ajuns la maturitate, s-a botezat în apă. Tu te-ai botezat în apă? Sau tu ești mulțumit că ai fost botezat când ai fost mic? Eu te las să crezi așa, dar vreau să spun pe deasupra, să te fac conștient, că botezul ăla-i nul. Sau chiar poate fi o blasfemie pentru viața sfântă. De ce? Pentru că în articolul 8 pare că al credeului, crezul, acolo rostești și toți creștinii zic credeul, cu excepție cei care se socot acum pe ei sfințiți și nu mai au nevoie să știe credeul. Dar să știți, eu am adus și am lăsat pe aici credeul câteva cărțulii. Trebuie să-l învățați și copiii trebuie să știe, ăla e mărturisirea de credință adevărată, făcută în anul 325 la Niceea, față fiind prezenți 300 de păstori, frați, care au pus la pânt credeul, dezbătându-l 6 luni în cap, până când a pus la pânt credeul. Și ăla e adevăratul credeu. Acum fiecare biserică a făcut o jucărie, fiecare cult a făcut o jucărie. Noi credem aia și nu credem aia. Noi, astea-s copilării de-a dreptul. Cât or fi ei de mari în ranguri, dacă nu știe credeul biblic de la 325, îi bai cu tine. Dar în ăla știi ce zice la articolul 8? Mărturisesc într-un botez spre iertarea păcatelor. Eu pot mărturisi botezul ăla, matale, îl poți mărturisi? Eu spun că în 22 iulie 1956 m-am botezat în râul ăsta, Arieș, lângă Turda. Și Cherecheșoni a ridicat mâna asupra mea, m-a învățat să țin mâinile așa și când mă bagă în apă cu degetele astea să țin nările, să nu intre apă când mă scoală din apă și să ies afară tot ușind. Și el cu o mână ținea de mâinile mele și alaltă deasupra capului. Tânărule Hozan! Poți tu crede în Dumnezeu Tatăl? Da! Poți tu crede în Domnul Iisus, Mântuitorul Lumii? Da! Crezi că El a murit și pentru păcatele tale? Da! Crezi că El te iartă de toate păcatele tale? Da! Crezi în Duhul Sfânt? Da! Cât timp vrei tu să-L urmezi pe Iisus? Până la moarte! Pe baza mărturisirii tale, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și m-o băga sub vălul apii.
Eu pot mărturisi, eu nu numai rostesc, mărturisesc un credeu. Eu pot mărturisi cum o fă credeu meu, cum o fă botezul meu, cum o fă crezul meu atunci. Și acum, slăvit să fie Domnul. Ăsta e primul pas pe urma lui Iisus. Dar Iisus, după ce a ieșit din apă pe țărm, scrie Evanghelia, s-a rugat și Duhul Sfânt s-a coborât peste el. E al doilea mare pas pentru viața de credincios. Tu ai primit asta? Ai stăruit? Dacă chiar ești botezat în apă, ai stăruit și după Duhul Sfânt? Știi că prima biserică din primul secol și al doilea secol nu aveau căsi de rugăciune. Erau prigoniți, erau vai și amar de capul lor, dar să ținea separați cei botezați de Domnul de ceilalți în adunările lor. Când Constantin a dat liber creștinătății din motive politice, bun înțeles că i se dărâma tronul, atunci creștinii au făcut căs de rugăciune. Modelul căsilor alea de rugăciune mai pot fi găsite prin Maramureș și chiar la Bârsău Mare și la Fodora și în multe locuri care au altar și apoi au sala mare și au sală mică care are o ușă la mijloc și două jamuri mari. Și atunci, cu cina Domnului, nu se merea în partea a doua, acolo stătea cei botezați în apă și prietenii. Ceilalți stăteau în partea din față și ăia toți se socoteau mireasa. Erau botezați în apă și botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și ei aveau voie să ia cina, ceilalți nu aveau voie. Acum am întâlnit păstori care dă cina și la copilași. Și la oricine. Ba, am pățit și eu una, când am fost în grădina mormântului, atunci ghidul mi-a adus pâine, mi-a adus roduviței, a adus păhărele din lemn frumoase și a spus aici toți care intră fac împărtășirea. Când eu am început să vorbesc românește despre cina Domnului și despre moartea Domnului și mormântul era cii și așa, au venit români pe care eu nu i-am văzut, nu i-am cunoscut, dar toți cu lacrimi în ochi au cerut împărtășirea și le-am dat la toți, că nu știu cine ce-i cu ei. Ei s-au bucurat că au avut ocazia aia. Slăvit să fie Domnul! Dar oricum, cina Domnului trebuie să o ia mădulare ale trupului lui Hristos. A vorbit fratele Mihaile de doi într-un pat, doi la câmp, și apoi unul luat, altul lăsat. Și vine întrebarea, unde, Doamne? Și ce răspuns e acolo? Spune careva. Frate Mihaile, ce zice acolo mai departe? Nu aud eu, nu aud. Tare! Unde sunt, unde este stârvul, acolo se adună vulturii. Știi ce-o zis prin asta? Unde Iisus, acolo se adună pocăiți adevărați. Pentru că Iisus a fost mort, a putut fi considerat ca un stârv, dar noi mâncăm trupul lui și bem sângele lui. Și atunci, unde-i stârvul, unde-i Iisus, acolo ne vom aduna noi.
în împărăția cea eternă. Dar pentru asta noi trebuie să fim copii al lui Dumnezeu. Nu că cineva zice, mă, botează-te și topo, hai să-ți fac pe plac. Sau că mă botez și eu să iau fata aia pocăită, că mi-e dragă, sau băiatul ăla pocăit, apoi mă botez și eu. Astea toate nu valorează. Astea n-au valoare. În Moldova, lângă Cajoan acolo, era doi cumnați. Unul bogat destul, celălalt foarte sărac. Și grajdul și șura cădea pe ei, pe vacile lor acolo, la ăla sărac. Ăsta bogat, tot mere la el să-l lămurească, să pocăiască. Dar ăla nu acționa. La un moment dat îi zice, mă, hai facem un târg. Uite, grajdul tău, șura, cad, mă. Eu ți le fac de gratis, dar tu din seara asta, oricând e adunare, un an de zile, vii la adunare. Bine, mă, gata, a dat mâna și ăla s-a apucat de treabă. I-a făcut grajdul, șura. Și ăsta merea, de câte ori era adunare, merea. Joi seara au făcut ei legământul ăsta între ei. Măi, dar când a fost la anul și s-a potrivit joia seara, iarăși cu data, s-a dus la adunare. Și când s-a gătat adunarea, s-a sculat în picioare, dragii mei, eu am avut un contract cu cumnatul, un an de zile să viu, am venit, mă bucur că m-ați primit, dar să știți, eu nu mai viu. Și gata a fost. De aceea, Sfântul Ioan în Evanghelie, capitolul 1, născuți nu din sânge, că-i copilul lui Popa, aia n-are nicio valoare, că-i fata lui prorocița, nu știu, aia nu din sânge, nici din voia vreunui om, nici din voia lor, hai să o fac. Nu. Născuți din Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Și apoi, ei născuți din Dumnezeu, ei au voie să-i zică la Dumnezeu, Tată, glorie Domnului, Tatăl nostru care ești în ceruri. Întâi trebuie să recunoști suprameția asta a lui Dumnezeu, cât e de mare, cât e de înalt, cât de sus locuiește El. Marele telescope americane au descoperit că un filament din ăsta de cer pe care noi îl vedem ca ăsta sunt 7 miliarde. Și Dumnezeu are scaunul de domnie asupra de ele, potrivit cu psalmul care spune, El se uită să vadă tot ce se face în ceruri, câte zile, și pe pământ. Și despre Iisus scrie că s-a înălțat în locurile prea înalte, unde noi nu putem gândi. Vedeți? Dar ăla ne este Tată! Mărească-i să numele! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău! Ce înseamnă asta? Dacă eu ca hozan și adunarea asta și mii de frați nu vor rosti sfințească-se numele tău, sfințenia lui Dumnezeu scade? Nu! No. El e sfânt, sfânt, sfânt! Și înaintea lui herovim și serafim și ființe pe care noi nu le cunoaștem. Nici n-am auzit de multe din ele. Îl slăvesc pe Dumnezeu și îi strigă fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt.
pentru că El este sfânt în mediul Lui de viață. E sfânt între sfinți, e sfânt în acțiuni și activități, e sfânt în tot ce spune. Și așa trebuie să fim noi, copii al lui Dumnezeu, sfinți în sfera noastră de viață, în familii, să fim sfântul familiei, sfânt în biserică, să fii sfântul bisericii, sfânt în societate, printre oameni, toți, cum zicea la fratele Nucu din Fodora, și pe poștă îi vinea cărțile Sfântul din Părău. Toată lumea așa-l știe. Pe el îl chema Hozan Ioan, nu cui zicea, da. Toată lumea știa Sfântul din Părău. Dar Sfântul din Părău era sfânt, mă. Slăvit să fie Domnul. Vine Bochean odată la Fodora, zice, numai sâmbătă asta stau aici, că mâine trebuie să fiu, nu știu, la Poiana Blanche, Răzoare, undeva. Și se gata adunarea și se adună la fratele Micle acasă, la o vorbă. Și vin și câțiva frați din ăștia proroci. Vine și bătrânul ăsta, Sfântul din Părău. El era un pic așa, la falca asta și un pic gânga. Și fratele Bocheanu îi spune tuturor, nu mă, fraților, ne despărțim, să mă duc să mă odihnesc, că mâine trebuie să plec acolo. Da, fratele Sfântu îi zice, frate, mâine, când viu eu la adunare, te voi vedea după masă acolo. Nu-i pleca. Da, ăsta zice, o, numai așa că dacă dă Dumnezeu o ploaie de să nu pot să trec someșul, cum? Cum să? No, dacă ce e așa, așa ți s-a întâmplat. Și o ieși din casă. Dimineața se duce cu fratele Ion, se duce cu toți la apă, gata să ia luntria și să treacă. Mă, numai vine un nor de către și Mișna, fuga cu strop mar, mă, așa plouat, mă, de tot l-a udat. L-a luat fratele Ion de mână, l-a dus acasă și l-a îmbrăcat cu hainele lui. Fratele Pavele, dacă ai fi ascultat de proroc, umblai în hainele tale, dacă nu, acum umbli în hainele mele. Vezi, era sfântul. Deci, dacă Dumnezeu e de trei ori sfânt și pocăitul are trei domenii în care să fie sfânt. Doamne, ajută-ne! Și El nu se sfințește că noi zicem sfințească-să numele Tău. Asta e scris așa, o citim așa, o credem așa. Dar dacă mergem la rădăcină, vom vedea ce înseamnă aia. Cei doi fii ai lui Aron făceau slujba, erau sfinți, sfințiți, dar ei nu sfințea numele Domnului. Bea câte un pahar, făcea și alte prostii și au intrat să facă slujba. Și Dumnezeu a trimis un trăsnet din cer și fulgerul ăla a trecut prin ei și au lăsat negri ca cenușa acolo, carbonizați. Vai, să-și rupă hainele, să-și ia de pe cap mitra Aron. Sare Moise la el. Nu? Să nu-ți descoperi capul, să nu-ți sfâșii hainele. Tu să nu ieși din ușa cortului. Lasă toată adunarea să plângă arderea venită de la Domnul, dar tu nu. Asta-i ce ți-am spus eu. Voi fi sfințit de cei ce se apropie. Ce măreț a fost Aron, apoi eu și fiii mei, noi, prin noi să sfințește. Măi, de multe ori Dumnezeu se sfințește prin cei ce se apropie. Nu mă auzi de câte unul care umblă cum nu trebuie, că dă câte de un năcaz de toată lumea să-mi miră. Vedeți?
Sfințiți pe Dumnezeu în Duhul și în trupul vostru. Glorie Domnului! Așa, sfințească-se numele Tău, apoi vie împărăția Ta și facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Păi facă-se voia Ta precum în cer în casele noastre. Facă-se voia Ta precum în cer în biserica noastră. Facă-se voia Ta precum în cer în Duhul și în ființa mea. Mărit să fie Domnul Iisus! E minunat Tatăl nostru. Și ca să grăbesc, că nu văd acum bine ceasul ăla, dar mă va pâri. Așa. După aceea ne spune, și nu ne duce pe noi în ispită. Ce lucru mare! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Iacob că nimeni să nu zică când e ispitit că l-a ispitit Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, fiindcă El nu poate fi ispitit. În schimb, nu trebuie să uităm că Dumnezeu îngăduie să treci prin ispită, să vadă dacă tu ții la sfințenia vieță sau ții la poftele tale. Și ispita vine peste orice om. Bărbat, femeie, tânăr, bătrân, ispita vine. Tu trebuie să o birui. Și cum să o birui? Fiind tari în credință, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Altfel nu poți. Sosim mai jos ca să mă duc mai repede. Și ce mai zice acest cuvânt sfânt? Iartă-ne nouă greșelile precum iertăm și noi. Adesea ori zicând Tatăl nostru, cei mai mulți rugăciunea asta le trece drept un păcat sau chiar un blestem. Fiindcă ei trăiesc în ură cu tată, cu mamă, cu frați, trăiesc în ură în biserică, nu se pot vedea unul pe altul. Și acum să blastămă singuri. Iartă-ne precum, adică în același procentaj sau în aceeași măsură, precum iertăm noi pe el alaltă, păi dacă tu nu ierți. De ce rostești asta? Am fost la Sibiu, acolo, într-o parte, chemat la o mormântare și pastorul care trebuia să oficieze mormântarea s-a gândit la urmă de tot să zică Tatăl nostru. Dar când a fost aici și ne iartă nouă greșelile precum iertăm și noi, a sărit peste asta. Cel care conducea și cântările lângă el îl trage de mânecă, frate, dar n-ai zis tot Tatăl nostru, ai sărit. Păi ce ai vrut să mă blastăm singur? Nu vedeți, mă? Până unde mere ura. Noi vorbim de Biblie, noi vorbim, noi predicăm, mă, dar toate astea n-au nicio valoare, că prorocești, că vindești bolnav, mă, n-are valoare dacă nu ești în stare să ierți. Tu trebuie să ierți. Vă spui o pildă reală, o realitate, de altfel, cu asta închei că pare că e departe. Oricum, în timpul trecut, avem și eu prietenii ăștia scumpi. Unul mereu în fiecare lunge mă păra la securitate că avea o rudă ofițer în Alba, la securitate. Ălalalt mereu în fiecare miercuri la Sășciori, la poliție și acolo se întâlnea cu un securist și dădea rapoartele. Și atâta ură făcea și atâtea lucruri făcea. Au ajuns până acolo că stătea lipit de tot cu ușii și nota.
Și odată când era mulți adunați, că la noi veneau multă lume, că Domnul lucra diferit, strigă de acolo la mine, zi că bine zici, ca să aibă el ce nota. Bun, dar a trecut timpul, mă, și a venit nenorocirea în casa aia, pe multe planuri, pe multe planuri. Și el s-a bolnăvit în fel și chip, n-am timp să vă spun. Și acum 2 ani, 3 ani, când era ziua mea de naștere, 18 octombrie, eu îmi sărbătoresc ziua de naștere într-un fel am eu. Nu cu mâncări, nu cu prieteni, nu cu cântări, ci dacă e cu zi, dau înainte de 18 o adunare sau după aia, sau chiar în ziua de 18, atunci eu mă plec pe genunchi și 2-3 din frați lucrători își pun mâinile peste mine, mulțumim lui Dumnezeu, mă binecuvântă și atâta e tortul meu. Și lumina mea e cuvântul, nu lumina drăcească. Hai, mă! Până unde ajungem noi? În fine, le lăsăm pe astea. Dar în ziua aceea am început să mă rog pentru persoana respectivă. Doamne Iisuse, eu vreau cu el să fiu un rai. Doamne, iartă-l! Doamne, vindecă-i! Doamne, familia lui! Doamne, Doamne, Doamne! Mă, dar n-am simțit că s-a ascultat. La gata toată biserica am rugat-o să se roage că am pe cineva care mă socotește vrăjmaș și eu nu uz, să se roage pentru el să-l ierte Dumnezeu. Mă, și s-a rugat biserica noastră mare, toți. N-am simțit nimic. De aici încolo, din octombrie până la 1 mai, o zi înainte sau o zi după, dar aici, în fiecare noapte, eu mă scol de 2-3 ori pe noapte, mă rugam pentru el. Dimineața mă rugam pentru el, seara pentru el, la masă pentru el. Și când a fost la mai, acum octombrie, noiembrie, decembrie, ianuar, februarie, martie, april și 7 luni, cam așa, pline. Mă rugam pentru el. Dă telefon o soră de pe graniță cu Ucraina, de la Vicov, acolo sus pe graniță îndată. Pacea Domnului, ești fratele Hosan? Da, eu sunt. Vai, ce mă bucur că ți-am găsit telefonul. Dar ce-i năcazul, soră? Auzi, să faci bine să-mi trimiți și mie $30. Hai, Doamne, iartă-mă. Po câți dau telefon aici, dacă tot $30 ar cere, ar trebui să coboare cu apa pe scocul căsă. Dar eu nu te cunosc, nu știu cine ești, poate numai așa mă încerc sau mă mint sau ce nu. Nu, eu nu te mint. Gura mea zice, așa vorbește Domnul, eu sunt proroc. Eu nu te mint. Măi, soră, de când sunt, n-am auzit așa o laudă. Dar putem încerca? Da. N-o pune-te pe genunchi. S-o pus pe genunchi acolo și eu în Canada, la Kitchener. Și mă rog, aștept să aud vorbind în limbi. Nu vorbește, aștept să ceva, nu nimic. Ne rugăm. După vreun sfert de oră, n-o cât să mă mai rog. Zic, amin. Ne ridicăm de pe genunchi. Soră, ai zis că ești proroc, ți-a spus Domnul Iisus ceva. Da, mi-a spus. Ce ți-o fi spus? Știi ce mi-a spus? Mi-a spus că tu te rogi pentru un vrăjmaș a tău să fie mântuit. Și-a zis Domnul Iisus că rugăciunea asta îi place să continui să te rogi pentru vrăjmaș. Auziți, mă, fraților? Auziți? Măi, dacă n-ajungi să te rogi cu lacrimi,
Dacă n-ajungi să te rogi cu conștiința ta în păcată că cu adevărat îi vrei binele la omul ăla cu care ești tu în câlci, știu eu cu ce. Mă, îi bai cu tine. Îi bai cu tine. Că vrând nevrând vii în adunare și fratele ăsta, pe care obiceiul de-i pune pe toți să zică că-s fiii lui Dumnezeu. Dar aveți grijă că acolo ziceți și asta, mă, și mă iartă cum iert eu. Tatăl nostru nu e o rugăciune particulară, ci el este un model după care noi să ne ghidăm când ne rugăm, să știm ce-i cu noi. Una, a doua, tu n-ai să zici niciodată Tatăl meu, tu ai să zici Tatăl nostru și asta prinde toată comunitatea creștină de pe pământ. Pentru toți ne rugăm, cu toți suntem un trup, fie slăvit Domnul. Nici pâinea dămnie azi, n-ai să o poți zice ca copilul lui Bota, când îl învăța Tatăl nostru, bunicul său, păcând zicea pâinea noastră cea de toate zilele, el înneca cuvântul, bunicul odată de două ori, mă, Liviu, pare că-l tema. Păi de ce nu zici după mine, bunicule, mie nu-mi place pâinea goală, eu vreau cu unt. Măi, trebuie să știi ce vrei, ce ceri și să ceri cu toată inima și Dumnezeu îți dă. Cereți și vi se va da. Amin.